Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Hristos s-a înălțat. Adevărat. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și scumpul nostru Mântuitor, căruia ne simțim în fiecare moment din viețile noastre datori să-i mulțumim pentru tot ceea ce a făcut pentru fiecare dintre noi. De aceea, în ziua de astăzi, deosebit îi mulțumim Stăpânului și Dumnezeului nostru care ne-a alungit firul vieții noastre ca să putem întâmpina această zi de sărbătoare, această zi de bucurie în care mai avem un prilej de mare sărbătoare și de mare bucurie pentru că din nou s-a pus în fața noastră această masă duhovnicească ca să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu sufletele noastre. Toată săptămâna și în fiecare zi din viețile noastre avem nevoie de pâinea cea de toate zilele, care o cerem necontenit de la Domnul Dumnezeul nostru pentru trupurile acestea, ca să putem trăi pe pământ, să muncim, să alergăm și să prindem putere de muncă. Cu atât mai mult avem nevoie de hrana cea spirituală, de hrana cea sufletească, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și în ziua de astăzi, Duhul lui Dumnezeu ne-a trimis pe fiecare de la casele noastre ca să ne luăm hrana potrivită sufletelor noastre. Înăuntru nostru nu știe și nu-l cunoaște decât ochiul lui Dumnezeu. Poate de multe ori am mers la biserică sau am venit în adunarea oastei Domnului întristați, împovărați, de stări, de căderi, de lipsuri, de căderi din viața noastră. Numai Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Dar de atâtea ori dragostea și Duhul lui Dumnezeu a știut să ne ridice, mergând la biserică, venind la adunare, la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, care numai El poate să ne ridice, să ne mângâie din orice stare decăzută în care am trăit și care am căzut unii azi și poate alții mâine. De aceea, în ziua de astăzi, să rugăm pe Domnul și Mântuitorul nostru să deschidă larg urechile și inimile noastre, să primim din nou cuvântul aducător de bucurie, de mângâiere spirituală și chiar trupește. Am auzit astăzi în Sfintele Biserici această frumoasă Evanghelie, această frumoasă rugăciune a Stăpânului, a Domnului și Mântuitorului nostru, Fiul lui Dumnezeu, în ultimele zile a lucrării sale mesianice pe pământ, se apropia plecarea sa din viața aceasta, mai erau doar o zi, două, în joia cea mare, în grădina Ghețitmani, Domnul și Mântuitorul nostru rostește în fața Tatălui această minunată rugăciune. Dacă El s-a rugat cu atâta dor, cu atâta dragoste, cu atâta iubire, cu cât mai mult eu, cu cât mai mult noi oamenii, avem nevoie de această rugăciune, cum spunea El, și îi avertiza pe Sfinții Apostoli de multe ori și le spunea Domnul, rugați-vă neîncetat, căci potrivnicul vostru, diavolul, caută să vă despartă. Dar voi rugați-vă în continuu, întotdeauna mintea voastră, gândul vostru, inima voastră să fie în legătură cu cerul, cu Tatăl cel Ceresc. Iată, rugăciunea este puterea care o primim din partea cerului ca să ducem lupta cea bună a mântuirii aici unde am fost așezați, în biserică, în adunare, în țara și în poporul nostru. Fără rugăciune, acesta este telefonul care spunea Părintele Iosif în scrierile sale, deseori în cărțile sale amintea Părintele Iosif despre acest telefon divin ceresc prin care noi oamenii de pe pământ
Înălțăm rugăciuni și cereri de ajutor de la Tatăl din ceruri, prin acest telefon, prin această rugăciune, în casele noastre, în cămăruțile noastre acolo, când avem o problemă, când avem o durere, când avem un necaz, când nu ni se descifrează adevărul și nu se luminează adevărul adevărat, acolo în genunchi, acolo în rugăciune către Domnul, să venim cu drag, să venim cu bucurie, cu nădejde și credință, că El ne vede, că El ne aude și El este gata să ne ajute în orice momente. De aceea să îndrăznim, să îndrăznim în fiecare clipă, în fiecare zi, să apelăm la ajutorul lui Dumnezeu, care este gata să vină în ajutorul nostru. Iată, vrem să citim că ziua este scurtă, adunarea trece repede, mai ales când suntem în adunarea lui Dumnezeu, timpul parcă este așa de scurt, trece așa de repede. În urma acestor cuvinte și cântări care ne mângâie și ne bucură sufletele noastre, iată, vrem să învățăm câteva lucruri din rugăciunea Mântuitorului nostru către Tatăl din ziua de astăzi. Am auzit de atâtea ori această frumoasă Evanghelie, o găsim în Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 17, începând cu versetul 1. Rugăciunea Domnului pentru el, pentru apostol și pentru toți credincioșii. Acesta a vorbit Iisus și ridicând ochii săi la cer a zis: Părinte, a venit ceasul, proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească. Precum i-ai dat stăpânire peste tot trupul ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care tu i-ai dat lui. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Iată că toate lucrurile pe pământ au un timp și o vreme, au un ceas. Și noi am avut un ceas când a venit în lumea aceasta, când a venit pe pământul acesta, dragostea și bunătatea lui Dumnezeu a rânduit și ceasul și ziua, când fiecare am venit pe acest pământ printr-o naștere. Dar cu siguranță că după câțiva anișori noi nu știm, numai Domnul știe când va veni și ceasul fiecăruia dintre noi, ca să plecăm acasă, să plecăm de pe pământ, acolo de unde am venit, din ceruri, din împărăția lui Dumnezeu. Iată și Domnul nostru, Fiul Tatălui din ceruri, Creatorul tuturor lucrurilor, știm din istoria Sfintelor Scripturi planul măreț al mântuirii neamului omenesc. După căderea protopărinților noștri, toți am intrat sub blestem, toți eram certați cu Tatăl cel din ceruri, pământul era vrăjmaș cerului. Noi oamenii am devenit vrăjmașii lui Dumnezeu din cauza neascultării primilor oameni, Adam și Eva, și apoi a neascultării noastre. Și atunci dragostea lui Dumnezeu din ceruri a fost ca după mii de ani să-L trimeată din ceruri și L-a trimis pe Fiul lui Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, ca să moară pe crucea de pe Golgota, ca să mă împace și să ne împace pe noi oamenii cu Tatăl nostru din ceruri. Iată planul mântuirii care a fost împlinit, a fost săvârșit în joia cea mare, în rugăciunea aceasta domnească, cerească, divină și cerească. Domnul nostru, cu câteva ore înainte de a pleca la ceruri, de unde veniseră, de la dreapta Tatălui din ceruri, prin această rugăciune mulțumește Tatălui și îl roagă multe lucruri în rugăciunea sa. Ajunseseră la sfârșit, când Domnul împliniseră lucrarea de mântuire, lucrarea sa mesianică, pe care a primit-o din mâna Tatălui pentru mântuirea noastră a neamului omenesc.
Iată ce conlucrare, iată ce legătură divină și cerească între Fiul și Tată. Ce ascultare, cum spune Sfânta Scriptură și Sfinții noștri, Sfântul Apostol Pavel, despre jertfa de pe Golgota, despre ascultarea totală și cerească a Fiului către Tatăl. Și s-a făcut ascultător de cuvântul Tatălui până la cruce, până la moarte și moarte de cruce. Iată această legătură cerească, vedem această unitate care ne-a dus nouă mântuirea sufletelor noastre. Orice copil de pe pământ care va asculta de glasul părinților nu va ajunge rău, va ajunge bine. Iată și eu și noi, dacă vom asculta de glasul Tatălui din ceruri, dacă vom asculta de glasul Fiului Dumnezeu care ne-a fost trimis ca mântuitor pe pământ, nu o vom avea de pierdut. Nu o să ne pară rău că am ascultat și am primit cuvântul Domnului și Mântuitorului nostru, pentru că El a venit pe pământ să aducă viață veșnică, să ne aducă împărăția cerurilor. El ne-a spus că este o împărăție a cerurilor, este o viață veșnică care vor intra numai cei credincioși, numai cei care au primit jertfa crucii, care l-au primit pe Domnul și Mântuitorul nostru, numai cei care au gustat din mărul cel nou, aducător de viață veșnică. Și aducându-ne aminte de acest măr în grădina Edenului, am mai spus noi lucrul acesta și este bine să mai repetăm, să ne aducem aminte când Domnul Dumnezeu, Creatorul, Tatăl din ceruri, a făcut raiul în grădina Edenului, în grădina raiului, a fost mulți pomi acolo. Dar doi am vrea să amintim cei mai importanți. Primul pom era pomul cunoștinței binelui și al răului, de unde au gustat protopărinții noștri, Adam și Eva, când au fost înșelați de diavolul, de vrăjmașul lui Dumnezeu și al nostru, în care în apostolul de astăzi, am auzit la biserică, s-a citit de fratele Ghiță aici, am fost avertizați că și noi suntem în pericol, că satana, că diavolul este pe urmele noastre să ne atragă mintea noastră, să ne atragă atenția noastră de la viața cea veșnică, de la Mântuitorul de pe Golgota, care ne-a promis raiul și împărăția lui Dumnezeu, dacă vom primi jertfa sa, cuvântul lui Dumnezeu și vom rămâne credincioși la picioarele crucii sale până la moarte. Primul pom este acesta în care au căzut protopărinții noștri când satana le-a zis, oare a zis Dumnezeu, a venit cu minciuna și a măgit și a înșelat pe protopărinții noștri și au mâncat din mărul acela al cunoștinței binelui și al răului, li s-au deschis ochii, dar spiritual, sufletește, au rupt legătura cu Tatăl nostru din ceruri și au devenit astfel dușmani, căci n-au vrut să mai asculte de glasul Tatălui din ceruri, ci au ascultat de glasul vrăjmașului, a diavolului, a satanei. Și astfel Domnul Dumnezeu a fost nevoit, din iubire față de om, să-l scoată afară din Eden, din grădina raiului. De ce? Că era o primejdie mai mare dacă rămâneau acolo. Găsim în facere acolo, când Domnul Dumnezeu se zice așa acolo, să-l dăm pe om afară, să nu cumva să ajungă, să guste și din pomul, din fundul grădinii, din pomul acela care va gusta și va trăi veșnic. Și dacă protopărinții noștri ar fi ajuns la pomul acela să guste, ar fi dobândit viața veșnică. Și pomul acela, cine era altcineva, îl închipuia și era chiar Fiul Său, era Domnul și Mântuitorul nostru, mărul cel nou, mărul aducător de viață veșnică. Și Domnul Dumnezeu a zis să-l scoatem afară, să nu ajungă acolo, ca nu cumva să mănânce și să trăiască veșnic în întuneric și în ascultare de glasul satanei. Și au fost alungați afară din grădina Edenului, din grădina raiului. Iată și pomul din grădina raiului, mărul cel nou, era Fiul lui Dumnezeu,
care s-a întrupat prin Fecioara Maria, era cuvântul lui Dumnezeu și a venit pe pământ, a venit în lume după mine, după noi oamenii, să ne salveze de sub puterea satanei, de sub puterea răului. Și noi acum avem fericita zi, fericita șansă, care mulți au pierdut-o. S-ar putea și noi astăzi, dacă stăm în nesimțire, dacă stăm în neascultare și în nepăsare și în necredință, s-ar putea ca și noi să ne pierdem împărăția lui Dumnezeu, intrarea în împărăția lui Dumnezeu, dacă astăzi și acum și astăzi nu ne hotărâm cu credință, cu smerenie, cu pocăință sinceră, să venim la crucea Mântuitorului nostru cu păcatele noastre, cu fără de legile noastre și să-L rugăm să ne ierte, cum l-a rugat atâția păcătoși, Maria Magdalena, Zacheu Vameșu și mulți, mulți alții păcătoși, desfrânați și împătimiți de patim și de păcate, s-au rugat la picioarele crucii Domnului și Mântuitorului nostru și au primit iertare și s-au hotărât să-L asculte, să-L până la moarte, pe Domnul și Mântuitorul nostru. Toți aceștia au gustat din mărul vieții veșnice. Și noi astăzi avem prilejul acesta să gustăm din mărul acesta care ne va aduce viața cea veșnică. Eu sunt pâinea vieții, spunea Mântuitorul evreilor și ne spune nouă astăzi. Cine va mânca din mine nu va muri niciodată, ci va avea viața veșnică. Adevărat este, trupul și sângele Mântuitorului, dar nu este de ajuns, pentru că la picioarele crucii sale trebuie să fim niște adevărați robi. Și ultima rugăciune, ultima dorință de rugăciunea aceasta, ar fi multe lucruri de spus, dar timpul este scurt și am vrea să rămânem doar la aceste cuvinte și în încheierea rugăciunii, doar două, trei versete spune Mântuitorul aici, mai jos, la sfârșitul rugăciunii către Tatăl, ultima sa dorință pe care a avut-o către Tatăl după ce s-a rugat pentru Sfinții Apostoli, s-a rugat pentru Biserica creștină, pentru Biserica cea drept-măritoare, pentru învățătura cea sănătoasă și s-a rugat să fie una. Sfinții Apostoli au rămas una. Și noi trebuie să rămânem una în învățătura pe care am primit-o de la început, de la primii creștini, de la înaintașii lucrării oastei Domnului, de la Părintele Iosif, care așa a zis, să rămânem în biserică, chiar dacă ne vor alunga, chiar dacă nu ne vor înțelege, pentru că învățătura cea dreaptă este în biserică și Duhul lui Dumnezeu nu este în afara bisericii. Aici, în Sfintele Taine, aici, în sânul bisericii, în învățătura cea sănătoasă, este și Duhul cel curat și sfânt și drept. Toți cei care s-au rupt de biserică, de învățătura sănătoasă a bisericii și a lucrării oastei Domnului, au ajuns greu, ca arie și ca mulți alți dezbinători care s-au rupt din biserica Domnului și Mântuitorului nostru. Ce jale va fi! Ce pedeapsă vor primi aceia care n-au vrut să rămână în smerenie, n-au vrut să rămână în simplitate, în pocăință, aici la picioarele preotului, aici la picioarele celor care Dumnezeu i-a rânduit ca vestitori, ca mărturisitori, ca provăduitori, ca păstori ai turmei Domnului, spunea Sfântul Apostol Pavel. Am auzit astăzi, apostolul zilei de astăzi, să luați seama bine voi păstorilor, care Duhul lui Dumnezeu v-a pus învățători, să păstoriți biserica Domnului. Iată, și tu și eu, un nevrednic, să vin să stric planul și unitatea învățăturii sănătoase din biserică sau din adunare. Lucrarea oastei Domnului nu are o învățătură deosebită, ci lucrarea oastei Domnului este învățătura bisericii, învățătura primară de la Domnul și Mântuitorul nostru. Așa ne-a învățat Părintele Iosif, că noi trebuie să rămânem în ea, că totul este curat și drept, numai să o împlinim, numai să o trăim aici în biserică, aici în adunarea în care am fost chemați. Alții s-au rupt și alții vor mai pleca. Au primit Duhul rătăcitoare să se ducă. Noi nu-i obligăm. Nici Domnul nu ne obligă să rămânem aici în biserică și în adunare. Dar
Învățătura Bisericii creștine este de 2000 de ani. Temelia Bisericii de la început este de 2000 de ani. Rădăcinile de la Domnul și Mântuitorul nostru, de la Sfinții Apostoli, nu este o învățătură mai curată și mai dreaptă decât aici, în Biserica noastră creștină ortodoxă. Celelalte învățături care au venit după anul 1050, când s-a rupt biserica în două, când catolicismul și religiile celelalte au rupt din cămașa Domnului și din învățătura Domnului și Mântuitorului nostru, s-au pierdut. S-au pierdut și toți au ceva lipsă. Numai biserica creștină ortodoxă are tot trupul intact și curat. De aceea, ultima rugăminte a Domnului către Tatăl a zis aici așa, după ce s-a rugat pentru unitate, ca tot să fie una, mai jos, spune Domnul aici, Părinte, Părinte Tată, voiesc ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat, ca să vadă slava mea pe care mi-ai dat-o, pentru că Tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. Iată ce se ruga Domnul, se ruga Tatălui, ca acolo unde va fi El, unde va merge El, în împărăția Tatălui din ceruri, la dreapta lui Dumnezeu Tatăl și în slava Tatălui din ceruri, în împărăția sa cerească, în raiul cel dumnezeiesc, dorința Domnului a fost și este aceasta, ca și cei care vor crede în cuvântul Său și în cuvântul Sfinților Apostoli și cei care s-au hotărât să fie niște slugi credincioase, supuse, statornice cuvântului lui Dumnezeu, aceia vor merge acolo, vor avea parte de împărăția lui Dumnezeu, aceia care nu s-au rupt de învățătura și de biserica cea de la început, aceia vor avea parte și aceia care vor trece prin nașterea din nou, prin schimbarea vieții, care o mărturisește lucrarea oastei Domnului, nu este nimic nou, ci este învățătura de la început. De aceea lucrarea oastei Domnului a venit în mijlocul nostru în vremea aceasta să ne îndemne, să ne ajute ca să îndeplinim și să trăim toate învățăturile și învățătura sănătoasă a Bisericii care am primit-o de la părinții noștri. Domnul să ne ajute în ziua de astăzi, cei care nu ne-am hotărât și n-am devenit niște copii al lui Dumnezeu, niște robi credincioși, supuși în smerenie, în ascultare, nevociferând din pricina învățăturii și din pricina rânduielilor care sunt în biserică și în adunare, aceia vor avea parte de împărăția lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute ca și noi să fim printre înaintașii noștri sfinți care au primit, au trăit credința cea dreaptă și au sfârșit cu bine biruința pe care Domnul le-a dat-o la sfârșitul vieții. Domnul să ne ajute și pe noi în ziua de astăzi să rămânem în învățătura aceasta care am primit-o și care a fost dată de Duhul lui Dumnezeu sfinților odată pentru totdeauna. Așa să ne ajute Domnul și așa să rămânem credincioși orice s-ar întâmpla, pe cruce de am fi pus, să nu ne depărtăm și să nu renunțăm la învățătura curată pe care am primit-o de la sfinții noștri înaintași, slăvit să fie Domnul! Amin.